150 de mililitri de lapte, 300 de smântână, un ou, 100 de grame de zahăr, un praf de sare, coajă de portocală și de lămâie. Amestecăm, adăugăm făină, 7 grame de drojdie uscată, amestecăm bine, făină o adăugăm puțin câte puțin, intră cam 500 de grame de făină. Aluatul îl amestecăm și apoi îl punem pe masa noastră de lucru și îl frământăm cu mâna. Adăugăm făină cât este nevoie. Aluatul trebuie să fie potrivit de tare, nici prea moale, dar nici prea tare. Îl frământăm circa 10 minute. Îl punem într-un bol și îl lăsăm un pic la odihnit, cam o jumătate de oră. Apoi presurăm pe masa de lucru puțină făină și îl întindem. Am 50 de grame de unt topit și o să-l întindem pe toată suprafața. Împăturim aluatul. Împăturim. Și lăsăm la crescut. Acum pregătim umplutura. Punem 300 de grame de urdă sau brânză de vaci, un ou, două gălbenușuri, o 100 de grame de zahăr, amestecăm, adăugăm 300 de stafide, coajă rasă de lămâie și de portocală, esență de vanilie, ...50 de grame de unt, esență de rom, câteva picături de esență de floare de portocal, aluatul a crescut, și-a dublat volumul, presurăm făină pe masa de lucru, punem aluatul, îl întindem. Întindem bine, bine, bine aluatul.
acum cu forma de copt. O să tăiem un cer care o să-l punem ca bază la pască. Partea de la bază este de 24 și partea de la suprafață este de 28 la forma mea. Așezăm baza. Acum o să tăiem de șuvițe și o să le împletim puțin ca să le punem pe margine. Așezăm de jur împrejur și tăiem surplusul. Apăsăm cu mâinile bine, bine să se întindă pe toată suprafața aluatul, să nu rămână goluri. Din resturile rămase o să facem partea de deasupra, care se pune deasupra. Cu ce mi-a rămas am făcut un porumbel. Acum am adăugat ciocolată. Aceasta este opțional dacă doriți să puneți ciocolată. De grame de ciocolată. Deasupra punem toată crema și o întindem bine. Ne facem spațiu ca să punem și restul de aluat. Și o să dăm la cuptor la 170 de grade, circa 50-60 de minute. O să controlăm cu o scobitoare dacă este aluatul copt. Ungem cu un gălbenuș de ou și o lingură de lapte.